Mulțumesc foarte mult! Stimată doamnă președintă a Senatului României, excelențele voastre, domnilor ambasadori, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor parlamentari și europarlamentari, distinși invitați! Mă simt onorat ca Institutul Național de Statistică, instituție independentă din punct de vedere științific și profesional, să fie astăzi împreună cu agenția Media 1, gazda galei, împreună protejăm România. Evenimentul are loc în mod simbolic la câteva zile după aniversarea 162 de ani de la Unirea Principatelor Române, într-un loc încărcat de istorie, care ne transmite că, înaintea tuturor eforturilor pe care le depunem fiecare dintre noi, numai împreună, prin acceptarea unui loc comun, putem reuși. Totodată, 1859 este anul în care s-a înființat și Oficiul de Statistică al Principatelor Unite. Am avut împreună pe parcursul anului trecut mai multe evenimente cu participarea unor distinse personalități din politica românească, a excelențelor lor, ambasadorii Statelor Unite ale Americii, Franței, Țărilor de Jos și Israelului, reprezentanței mediului de afaceri, ai societății civile și ai mediului academic. Este dincolo de orice îndoială că actuala criză sanitară a schimbat viața fiecăruia dintre noi și în egală măsură societatea în care trăim, atât la nivel național cât și la nivel global. Dacă la începutul perioadei crizei sanitare, economiile țărilor, fie ele dezvoltate sau emergente, au cunoscut reduceri a indicatorilor macroeconomici greu de imaginat, cu puțin timp înainte totuși, începând cu semestrul al doilea, au apărut primele semne ale revenirii acestora pe traiectorii mai optimiste de creștere economică. Trăim într-o lume integrată în care numai împreună putem găsi cele mai bune soluții. România este o țară europeană în care un număr mare de agenți economici cu capital românesc, străin sau mixt, desfășoară activități economice ce sunt legate direct sau indirect de conjunctura de la nivel european sau global. Datele statistice neutre și obiective pe care noi statisticienii ne-am străduit să le oferim societății în această perioadă cu totul excepțională, atestă rezultate ale eforturilor depuse de toți cei implicați, medici, decidenți politici, agenți economici, factori de monitorizare, cetățeni. La nivel european, Eurostatul, cu participarea tuturor oficiilor de statistică din țările membre, a creat un tablou de bord ce surprinde comparativ evoluția fenomenelor economice și sociale la nivelul Uniunii și al fiecărei țări în parte. În sinteză, ce ne spun cei 23 de indicatori economici și demografici inclus în acest tablou de bord? Că șocul crizei sanitare a fost practic instantaneu, perceput ca atare de toate țările europene. În egală măsură, ameliorările ce au urmat au fost vizibile și valabile pentru toate țările, indicatorii urmând dinamici aproximativ similare. Acest tablou va fi completat în următorii 2 ani cu date specifice privind demografia, condițiile de locuit și particularitățile a sectorului agricol, date ce vor fi obținute în urma desfășurării recensământului general agricol și a recensământului populației și locuințelor. Cele două recensăminte nu vor fi de aceeași amploare ca acțiunile derulate în timpul pandemiei în plan economic și sanitar, însă, ca și în cazul acestora, succesul lor depinde de implicarea întregii societăți. Institutul Național de Statistică a gândit și prevăzut împreună cu partenerii săi, încă dinaintea apariției crizei sanitare, metode moderne pentru organizarea și desfășurarea celor două cercetări statistice. În acest context, doresc să menționez suportul și excelenta colaborare pe care am avut-o cu experții Băncii Mondiale în acest demers deosebit de dificil și deosebit de complex. În ceea ce privește premiul care va fi acordat astăzi celor care au excelat în această perioadă,
Împreună cu grupul de presă Media 1 am optat pentru o piesă ceramică de Cucuteni ca un brand național. În egală măsură, organizatorii au pregătit pentru astăzi o lucrare cu un conținut bogat și o grafică deosebită. În această carte sunt expuse eforturile dumneavoastră din perioada acestei pandemii pentru contracararea și limitarea efectelor acesteia, atât în plan economic și social. Vă mulțumesc!